Salutări, prieteni! Bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, Florentin YouTube, și acest videoclip va face referire la FIFA 19 Mobile, desigur, așa cum v-am promis de vreo 2-3 zile. Din păcate, nu prea am avut timp să editez acest video și să îl postez pe canal. Când veți vedea voi acest video, cred că va fi undeva pe miercuri și sper că o să vă placă. În acest video... Păi, în acest video voi deschide un pachet de la campanii și vă voi arăta cum am ajuns eu FIFA Champion în FIFA 19 Mobile și multe altele. Veți vedea pe parcursul acestui video, dar la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați vizionat și ultimul meu videoclip și haideți să facem și câteva promovări astăzi. Să începem cu prima promovare pe care o fac lui Totul cu Alex. Acesta are 457 de abonați, dacă am văzut eu bine. Face niște videoclipuri foarte interesante și ar merita și el susținerea voastră de să vă abonați la canalul lui. A doua promovare eu o fac lui X Razer, da, sper că am citit bine, 239 de abonați, dacă am văzut eu bine. Face videoclipuri foarte, foarte bune și de aceea vă rog să vă abonați la canalul lui. De asemenea, să vă abonați și la canalul lui Minecraft Super Pro, face niște videoclipuri destul de interesante, are 450 de abonați. Haideți să-l ajutăm să facă 500 de abonați și să trecem la următoarea promovare pe care o fac lui Anos Channel. Acesta, hai să vedem câți abonați are, are 222 de abonați, sper că am văzut bine, 252 de abonați, mă scuzați. Vă rog să vă abonați la canalul lui. De asemenea, să vă abonați și la The Gamer X Crafter, acesta are 72 de abonați, face niște videoclipuri foarte, foarte bune, joacă Free Fire, este prietenul meu, unul dintre prietenii mei cei mai buni pe YouTube și de aceea vă rog să vă abonați și la canalul lui, să facă 100 de abonați. Și haideți să trecem și la ultima promovare pe care o fac lui Citan, acesta este, cred că el este primul, cel mai bun prieten al meu. Face videoclipuri foarte bune, are videoclipuri și de 2000 de vizionări, 1000 și ceva de vizionări, deci vă rog să vă abonați la canalul lui și să facă și el 100 de abonați. Și cam acestea au fost promovările de astăzi și haideți să trecem acum la FIFA, să trecem acum la FIFA 19 Mobile, unde vedeți ce o să fie. Am ajuns FIFA Champion în FIFA 19 Mobile și l-am i-am dat claim lui Milinkovic Savic, deci rămâneți fraților pe fir că revin imediat cu FIFA 19 Mobile. Da, prieteni, bine v-am găsit aici în FIFA 19 Mobile, am dat muzica puțin mai încet, hai să o dăm puțin mai tare, perfect. După cum vedeți, am completat campania de weekly, de săptămâna aceasta, vom da și un mic claim aici. A fost o campanie destul de grea, după cum vedeți și dumneavoastră, Bayern München, Paris Saint-Germain de la 100 overall, dăm claim aici la 100 de gemuri și... Uitați că ne apare și prima misiune de la Weekly, am reușit să completăm în premieră această campanie de weekend. Dăm puțin mai tare muzica. Mergem acum la campania pentru Mesteri, unde am reușit să o termin și pe aceasta. Și haideți să-i dăm claim acum lui Milinkovic Savic de 90 overall. Un moment istoric pentru mine. Și vine imediat Milinkovic Savic. Și acum animația lui Milinkovic Savic. Facem un mic screenshot aici. Și haideți să mergem acum pe la quest. Să vedem ce am reușit noi acolo. Dar înainte de asta să mergem puțin la reward-uri unde ni s-au deblocat acestea. Văd că avem un reward cu Elite, avem 470 de puncte în acest moment, avem și puțin lag acum. O să iau vreodată și acel pe cu Elite-ul și acești meseri. M-aș duce pe Marco Asensio, sper că am zis bine. M-aș duce pe Asensio pentru că mi se pare mai scump așa puțin.
Acum mergem la quest, din nou avem puțin lag. Dar mă scuzați. De s-ar încărca mai repede, ar fi perfect, nu se poate, avem eroare. Da, haideți că am remediat eroarea, dar lagul nu l-am remediat și dăm claim imediat unor mici premii și de aici de la quest. Sper că se încarcă acum, da, s-a încărcat. Haideți că avem două premii. 500 de gemuri, nu, 300 de gemuri și 100 de campaign points. Super, hai să eliminăm acest mesaj. Perfect. Și acum haideți să vă arăt cum am ajuns eu FIFA Champion în acest minunat sezon. Nici în sezonul 2, drept să spun că nu am ajuns. Deci am reușit o mică premieră să ajung FIFA Champion în FIFA Mobile. După cum vedeți și dumneavoastră, da, un nou mesaj, îl eliminăm. După cum vedeți și dumneavoastră, avem 1 milion de fani. Sper că se încarcă. Avem 1 milion de fani, ceea ce înseamnă că am ajuns FIFA Champion în FIFA Mobile. 1 milion și 3 fani avem. Stăm destul de ok pe locul 50.000 în clasamentul mondial a jucătorilor de FIFA 19 Mobile. Acestea ar cam fi premiile de aici. Da, de la FIFA Champion. M-ar interesa acest premiu, dar haideți să vedem limita. 1.800.000 de fani, deci e imposibil, aproape imposibil. Eu de-abia am făcut 1 milion de fani, nu prea am șansă acolo. Sau la acest de 87, e destul de bun. Iarăși un mesaj. Da, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați, ca de obicei, un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Am reușit să ajung FIFA Champion cu 96 overall, pentru că acesta ar cam fi minimul overall pe care aveți nevoie să ajungeți FIFA Champion. Și m-am gândit pe finalul acestui video, haide să mai vă arăt un mic meciuleț pe aici, pe la UEFA Champions League, evenimentul care se va termina în scurt timp, că au mai rămas vreo 18 zile, dacă știu eu bine. Aici vedeți 23 de zile, pentru că atunci am filmat eu acest video, dar acum mai sunt vreo 16, 17, 18 zile, nu știu sigur. Avem doar 70 de puncte, hai să vedem ce jucători avem pe aici. Va trebui din păcate să mai deschidem un pack. Da, nu prea avem cine știe ce. Va trebui să mai deschidem un pack pentru a juca cu Barça. Deci mai dăm 2500 de gemuri. Hai mă să mai dăm. Hai să mai dăm, că avem destule. Și să vedem ce ne pică. Dacă ne pică 60, mă împușc. Oh, 90. Da, bine că nu mă împușc. 75 și 77, nu pică cine știe ce. Dar e bine și așa decât nimic, deci e ok, e decent. Haideți să jucăm și cu Barça, să vedem ce jucător ne dă și nouă. Ar fi super să ne-l dea pe Messi de 95, dar nu prea cred. La norocul meu e posibil, dar să nu exagerăm totuși, că EA nu ne dă chiar pe Messi. M-aș gândi la un Sergio Roberto. Cred că șanse mai mari la acel Sergio Roberto de 87 am aș avea. Dar să nu fie Dembele. Asta să nu fie, să nu fie Dembele. În rest poate să fie orice. Nici Arthur. Hai că nici Arthur nu stă destul de... Nu stă bine acolo asta. Deci să nu fie Dembele și Arthur. Să fie unul dintre acei băieți. Deci să fie sau Sergio Roberto sau Serge Busquets, nici nu știu care era, sau Messi, ar fi bestie Messi. După cum vedeți, am câștigat destul de ușor acest meci, un 6-0, destul de lejer. Nu v-am lăsat tot meciul ca să nu vă plictisesc și de asemenea avem și lag și de aceea nu v-am lăsat tot meciul. Hai să vedem ce jucător ne pică în încheierea acestui live, mă scuzați, în încheierea acestui videoclip.
Să vedem ce jucător ne pică. Mai întâi avem bănuți, 100.000 de bănuți. Și 3, 2, 1. Oh, Sergio Roberto. E decent, e decent, prieten, e decent. 87 overall, după cum v-am zis, erau șanse mai mari decât la un Messi de 95. E destul de ok, nu mă supăr. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu prea am ce să vă mai arăt în acest video. V-am arătat FIFA Champion, cum am ajuns. V-am arătat cum i-am dat claim lui Milinkovic-Savic, cum am jucat cu Barça și cum l-am luat pe Sergio. Da, deci asta cam puteam eu să vă arăt pe acel video. S-a cam întrerupt puțin, dar nu este nimic. Și eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă da, dați acolo un like ca să știu și eu. Dacă strângem peste 40 de like-uri, voi face și un live cu promovări gratis. În afară de acele 5 promovări pe care le-am făcut astăzi, pot să fac 100 de promovări dacă intră 100 de persoane pe acel live. Deci voi face un live cu promovări gratis dacă se strângă peste 40 de like-uri la acest video, să zic undeva până vineri. Deci dacă până vineri se strâng peste 40 de like-uri la acest video, voi face și un live. Și eu sper că o să vă abonați și la canalul celor promovați astăzi. Veți avea link în descrierea acestui videoclip. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați ca de obicei un like, un share și un subscribe la canalul meu. De aceea vă mulțumesc, eu am fost Florentin, pa, pa!